Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu SnowRunner pe canalul Senka Games. În episodul de astăzi, după cum știți din ultimul video, voi face această misiune în care a trebuit să trec pe harta asta by the lake, să găsesc acest semi-trailer cu recuzita pentru film. Mai exact asta spune. Trebuie să... a dat comandă de recuzită pentru film, doar că a rămas blocat. După cum vedeți, îmi cere și o macara, îmi recomandă și o macara, așa că eu am ales să iau o macara din asta mare, gândindu-mă la fuzelajul de avion, m-am gândit că poate o remorcă din aia mică nu... o macara din aia mică nu va face față, așa că am zis să numărit și să-mi iau o macara din asta mare. Bun, uite aici văd un iar. Dacă tot am trecut aici, hai să activăm și misiunea. A, așa, task-ul de fapt. E un task ăsta, bun. Acum haideți să ajung eu la macara, să vedem. La trailer. Vedem încotro trebuie să o iau. Deci eu cred că aici o să fac undeva la dreapta și eu zic că o să mă duc exact unde trebuie. Deci pe lângă podul ăsta, pe undeva, trebuie să fac dreapta, nu? Da, pe aici. Mamă, cât a podul acolo peste râu. Acum nu știu dacă macarau am trebuie... A, nu-mi trebuie, uite acolo, deja văd remorca, uite acolo. Acum nu știu dacă macara, dar cred că macara nu-mi trebuie aici și pe harta cealaltă. Sau de ce îmi recomandă, în caz că mă răstor. Chiar nu-mi dau seama. Wow. Mamă, cât are morca. Bun, păi asta e pentru calea ferată, pentru tren e podul ăsta mare. Păi hai să-l trag pe ăsta aici. Și o să-l las așa deocamdată. Pentru că nu trebuie nicio macara. O să încerc să mă cuplez. Pe cu epava asta vor să facă ei film? Dar poate chiar așa au nevoie de o epavă. Bă, camionul ăsta pare cam jos. Da, e destul de jos. Dar eu zic că o să ne descurcăm. Bun. Și acum noi cu ăsta trebuie să ajungem pe harta cealaltă, tocmai unde am dus data trecută. La Mountain Ridge. Ei îmi indică să mă duc în partea de sus. Dar eu o să o iau pe unde am venit, pentru că aici nu am podul făcut. Pentru că altfel aș fi luat-o. Dar nu am podul făcut și nu pot să traversez acest râu. Așa că eu... Bun, și aici țin asfaltul până la... la trecere. Hai să dăm drumul că avem dita mai încărcătură aici. Cu siguranță zicul ăsta o să descurce de minune. Pentru că e forțos. Doar că fuzelajul ăsta e destul de mare. Și sper să nu am probleme cu el. Hop. În sensul că să nu se agățe de ceva, dar eu zic că nu o să am probleme pentru că drumul e destul de larg.
Dar nu înțeleg de ce mi-a recomandat Macara. Oare acolo când ajung trebuie să-l... îl depozitez gen undeva? Trebuie să mă încadrez și eu aici ușurel. No, ia stâlpul. Ha? Îl ia? L-a șters puțin, dar... Deci că m-am încadrat destul de bine. Mamă, și aici e iarul ăsta. Nu pot să intru în el să-l mut? Mamă, nu pot. Păi și eu cum îl oculesc? Păi eu pe aici pe dreapta? Ia să vedem, putem să luăm așa ușurel? Ar trebui să pot. Da, perfect. A, perfect. Bun, și acum ieșim pe asfalt. Și acum mergem doar pe asfalt până pe harta cealaltă. După aia o să fie nebunie. Aude aici, fuzelajul. Ușurel. Uităm acolo în oglindă, e acolo. De ușurel. Pe pod aici trebuie să o iau mai pe centru. Ba nu, mai pe partea asta. Partea lată o am pe dreapta. Aia zic. Am zis, zic ăsta. E unul dintre camioanele mele preferate și e destul de potent. De asta l-am și ales, știind că e potent. Bine, prima dată am vrut să iau colobul ăla mare, doar că l-am cu remorcă pe undeva lăsat dintr-un video anterior și nu l-am mai adus la garaj. Am zis că să nu mai stau și l-am luat pe ăsta. Oricum ăsta se mișcă și destul de repede pe asfalt. Ar trebui să ajungem din moment în moment. Că n-a fost așa mult de mers și plus că ne-am mișcat foarte repede pe asfalt. Da, mi-e foarte teamă de zonele înguste. Se ducea în râpă. Au. Cer să mă încadrez cât pot de bine, dar... E mare. Hai că am trecut și eu direct peste bolovanul ăla. Unul a fost și... pe ăla l-am luat. Ușor. E teamă când prinde viteză, că... asfaltul ăsta puțin umed și puțin înghețat. Cam alunecă. Trebuie să dau și eu drumul la lumini până trecem pe harta cealaltă, ca am zis că să nu mai stau să dau timpul. A, mă, că merge, n-are niciun stres. Deci în privința asta nu mi-e teamă cu Zico. În schimb, e teamă de ușor locurile înguste. Am mai zis și mă repet. Bun, hai să trecem pe harta cealaltă. O să dau și timpul, dacă cumva nu e zi, să fac zi, să se vadă frumoșel pe camera. Ia să vedem cum e. Așa. Bun. Acum hai să-mi fac traseul. Să vedem cum ajung eu în partea asta.
Cred că nu știu. Da, să iau și pe aici, dar mi se pare mai ocolitor. Dacă voi lua așa. Frumos. Pac. Aici asfalt frumos. Mergem în partea asta și vom urca pe unde am urcat și cu toate celelalte. Așa, șerpuială pe aici, frumos. Nu o să mă risc pe aici, așa că o să iau pe drumul cel lung și livrăm în zona asta. Bun. Hai să-i dăm drumul. Dăm drumul la uriaș. Hai cu dreapta. Bă, carburant n-avem nevoie. Dacă e, mai avem și acolo sus pe rufreac. Așa că îi dăm bătaie. Aici trebuie să fac stânga. Wow! Wow! Cred că nu m-am încadrat corespunzător. Cred că după aia nu mai pot să fac stânga. A trecut, mă? Trece. Uhuhu! Uhuhuhu! Păi și acum o să fie problemă cu copăcelul ăsta. Am probleme aici acum. E neapărat să mă urc pe stânca asta puțin. Ca să evit... Știi? Da, și l-am agățat. Păi era imposibil. Imposibil. Bine, poate nu m-am cadrat cu răspunzător, dar... Amă că l-am păcălit. El crede că se pune cu noi. Ara, scoate asta un bujnigai de... Eu nu mai știu pe unde să o iau. Am pe aici. Ce ai, mă, nu simte asta avionul. Vedeți? Asta, de asta mi-e mie teamă. De lucrurile astea. Care coada aia foarte lată. Trebuie să am grijă cu încadratul pe drum. O să mă încadrez mai așa. Mai pe dreapta. Acum dă-i bătaie. Acum trebuie să încerc să stau cât mai pe dreapta. Pe stânga am în stâlpii ăștia să nu mă agăs de ei. Bun, și de aici ar trebui să înceapă distracția. Dar să vedem. Că zicul ăsta rupe. Să dau eu pe low plus ca să nu mai stea să meargă în constant. Uhu, dă-te pe dreapta. Cam l-am evitat. Perfect. Așa, mă, să meargă și mai încet ca să am timp de viraje. Și merge și constant, nu mai schimbă viteză. Urcat remorca acolo pe... Am luat cam târziu virajul. Bun, hai să vedem cum ne încadrăm aici. Ușor. Hai ușurel. Hai că ne-am încadrat. E bine.
Merge asta, n-am niciun stres. Au, deci. Bine, și nu știu de cât de greu e fuzelajul ăsta, dar... Eu zic că e suficient de greu. Aici facem dreapta și urcăm, nu? Da. Păi mai pe stânga că... Nu am copaci. Pe dreapta am și s-ar putea să mă agăț cu coada. Ia să vedem, trece. Am la limită, dar a trecut. N-am ce zice, am mers pe drumuri mult mai înguste. Asta, așa că nu am de ce să mă plâng. Ăsta aici e nasol pus. A, păi și pe ăsta cum mai fac aici? Pe ăsta nu mai am cum să-l ocolesc. Wow, nice! Nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam să-l ocolească așa. Mă gândeam că o să se pună în el și nu... Dar vezi, copacul mai flambează. Nu e cum am prăpuit acolo în stâlp. Bă, hai că nu mai avem mult și ajungem. Am zis că nu o să urc pe acolo. O să ocolesc pe partea asta, că... Sunt virajele astea, uite, și mai ales acolo e foarte îngust. Încă e foarte, foarte aproape una de cealaltă și s-ar putea să nu reușesc să trec. Așa că n-are rost să mă complic. Da, sunt curios să vedem când ajung cu el, dacă mă pune să-l descarc undeva. Mă gândesc că nu îmi recomanda așa degeaba o macara. Dar dacă e, o să-i dau recover repede la Azovul ăla și vin cu el aici. Macarau. Aici o să o iau pe larg, pentru că pe dreapta, vedeți, avem copăcelul ăla și să nu am probleme. Așa că mai bine o iau pe aici pe larg. Uite așa frumos. Să vedem dacă mi-l iau automat sau trebuie să-i mai fac eu ceva. Că aici mi-arată că trebuie să-l aduc. De aici complet. A, nu. Nice. Și îmi rămâne remorca. Și nu înțeleg de ce mi-a recomandat o macara. Chiar nu înțeleg. Bun, hai să vedem ce misiune mai facem. Ia, ne-a deblocat alta aici. Hai să facem aici, dacă. By the lake. Movie star, nu știu ce. Problema e că nu am set the low. Ca să-l iau să-l mut pe harta cealaltă. Da. Uite, mai sunt a fishing, nu știu ce. Bun, ia să vedem pe harta asta. Mai avem ceva de făcut. Avem pe ăsta, Lost Trailer. Astea care sunt așa. Astea sunt pe harta cealaltă. Asta e pe harta cealaltă. Bun, asta e pe harta cealaltă. Astea sunt de așa, nu cred că vă plictisesc. Asta e pe harta cealaltă. Asta e pe harta cealaltă care ne blochează watch pointuri. Un long logs. Păi știu unde iau eu asta. Un metal rolls. Așa. Și ăsta e iarăși de ăsta. Bun, hai să o fac pe asta totuși. Hai să o fac pe asta. Hai să vedem pe unde o iau. O iau pe aici. Da, hai să o iau pe aici. Uite așa, ușurel. Pac, pac, pac.
tractor pe unde am venit și mă duc la garaj. Bun, haideți că o să revin când... Ok. Când ajung înapoi aici ca să iau trailerul. Bun, am revenit, pregătit să transport acest camion, acest trailer. Am pus o macara pe mine că am zis că, na, pe mine, pe camion. Înțelegeți, voi. Am zis că poate am nevoie pe undeva pe acolo, pe harta aia. Hai că m-am încadrat eu de... Bun. Cam jos, dar o să atingă. Mamă, destul de jos. Nașpa. Bun. Hai să vedem unde trebuie să ajungem cu el. Ori aici, la trecătoare, ori aici. Păi teoretic ar trebui să mă întorc, nu? Mă întorc pe unde am venit. Pac, țac, pac, țac. Facem drumul ăsta de 100 de ori. Așa frumușel. Și o să mă duc la asta pentru că e mai aproape decât în partea cealaltă. Bun. Hai să dau cu spatele în partea asta aici, ca să pot să ies. Bă, dacă n-am plimbat trailerul ăsta de... Hai să-i dăm bice. O să am mari probleme, pentru că e garda la sol foarte, foarte mică acolo la trailer și o să... Uite, deja avem probleme. Da, nu am ales tocmai camionul potrivit, dar asta este acum. Am ce face. Am șurez să încerc să nu mă răstorn cu el. Bine, e treaba până ies pe asfalt. Că după aia până pe partea cealaltă mergem pe asfalt, așa că n-o problem, dar e vorba până ajung acolo. Să vedem. Ce voi face? Schimbă, schimbă. A, vrei cu a doua? Dă-i cu a doua atunci. Da, cum ziceam, am plimbat la trailerul ăsta. Peste tot. Acum îl ducem și pe harta cealaltă. Cu presiune că o să-l mai plimbăm și pe acolo. De vreo câteva ori. Dar asta este ce, n-avem ce face. Dacă asta ni se cere, asta facem. E bine că, zi, coborâm. Și din inerția și greutatea trailerului ne ajută, ne împinge oarecum. Dacă ne mai ajută și pe noi câte puțin, dar uite unde sunt diferenții din astea de sol. Cam blochează puțin. Dar avem winch la noi. Ne tractăm cu winch dacă e ceva. Aici iar e zona asta nasoală. M-am tot trecut prin ea. S-a făcut și mai nașpa. Bă, nu știu ce să zic. Vreau undeva... Undeva, acolo. Hai. Că acum le iau cam târâș. Gata, că a ieșit. Păi, era bun un camion mai înalt. Asta este. Da, hai că foarte mult n-ar mai trebui să mai avem. Am parcurs ceva. Din drumul ăsta și după aia avem asfalt. Cum ziceam și mai devreme. Doar că am rămas.
Să avem o adevărată aventură cu... cu acest camion. Pentru că trailerul în sine nu e o problemă. Pentru că l-am mai transportat și cu alte camioane și n-am avut problemă. Doar că... acum nu avem camionul potrivit. Hai, ia-l de aici. Nu-l lăsa. Frumos a aprins luminile pe lateral. Nice. Mergem din uinci în uinci ca Spider-Man din pânză în pânză. Bun, știi ce? Hai să dăm timpul pe... așa. Uhu, mai avem ceva. De pedalat. A, și zona asta e nasoală. Dar asta este, n-avem ce face. Cu bune, cu rele, trebuie să traversăm. Hai. Păi se putea să nu te încadrezi tu. Să te încadrezi, pardon. Hai, la vale, dă-i viteză. Dă-i viteză. Așa vezi. Oh my god, iar e zona asta nasoală aici. Eu încerc să o iau pe stânga, să vedem. De aici e tot așa nasol? Hai că nu mai avem mult și ieșim la asfalt. Am văzut podul acolo pe stânga. Da, trebuie să încerc să mai oculesc. O iau tot pe stânga, că pe dreapta am văzut că e ceva mai rău. Poate pe aici e mai bun. Parcă, să zic așa ar părea. Curios unde trebuie să-l duc. Pe harta cealaltă. Gata, mai că ieșim la asfalt. În sfârșit am reușit. Am ieșit la asfalt. Hai, nu te... gata, dă-i viteză de acum. Mai avem foarte puțin și ajungem să traversăm. Și apoi să vedem unde trebuie să-l ducem. Marea întrebare. Hai, să-i dăm travel. O, să vedem unde trebuie să-l ducem. Mai exact. Cât de departe e? Uimește-mă. O, aici. O. O, dar cum voi traversa eu acest râu? Aceasta este întrebarea. Hm? Poate spune și mie cineva. Cred că pe aici. Aici oare putem? Oare pe aici se poate? Hai de cap. Era mai bine dacă veneam pe partea asta, vezi? Veneam direct, pac, și îl lăsam. Bun. Păi voi merge pe asfalt, ca să mă mișc ceva mai repede, până în partea asta. Voi merge pe asfalt. Aici e calea ferată, trece pe sub. Chiar nu știu pe unde să o iau și cum să o iau.
Să iau în partea asta. Hai să iau în partea asta, să vedem. Chiar n-am idee pe unde pot să traversez și eu, pentru că podul ăla era esențial, doar că nu l-am construit. Bine, nu am jucat pe harta asta deloc, doar ce am explorat puțin. Așa că nașpa moment, să zic așa. Dar vedem acum, o să o iau în dreapta și vedem, poate avem vreo posibilitate pe undeva de-a lungul drumului, de-a lungul râului să putem să traversăm. Vedem acum. Din câte am văzut, e asfalt și zona aia. Da, nu știu ce să zic. A, dar eu nu am nevoie aici, aici. Credeam că ăsta e râul, dar nu e. Râul e mult mai în față. Dar trebuie să mă uit să vedem pe unde pot să trec. Nu știu cât de adâncă e apa, dacă pot să o traversez. Camionul e mic, nu știu dacă am snorkel pe el, am snorkel, dar totuși. Grel. Dar totuși e destul de mic camionul, așa că s-ar putea să... să depășească peste camion. Da, hai să merg așa în față să vedem. Eu o să mă mai uit din când în când pe hartă. Că nu am altă posibilitate. Oh, ce e mai aici? Oh my god. Aici avem o problemă. Da, o să merg tot înainte. Oare pot eu să trec aici? Sau mai bine ocoleam? Aha. Aha. Mi-a scapat remorca un pic, dar... Oh, hai că a scăpat. M-am și speriat. Nu! Bun. Deci aici traversez, dar nu știu dacă pot să trec. Drumul ăia în partea aia. My God. O să ajung aici. Hai să... Hai să iau pe calea ferată. Să vedem. Sau pe aici, pe lângă, pe undeva. Uite, aici avem și o misiune. Hai să o și activăm dacă toți suntem aici. A, nu merge să o activez? Asta e din... am înțeles. Voi lua așa ușor pe lângă calea ferată și văd dacă pot să traversez pe undeva. Mă, dar asta eu nu pot să-l închid cumva. Operating Storm Crane, nu știu ce... Nu pot să-l închid. Mă gândeam că pot să-l închid eu cumva. A, uite mă, vezi? Hai că am găsit, mă. Asta mă gândeam că trebuie să fie pe undeva să pot să trec. Bun, și mă întorc așa, pac, pac. După aia țin drumul ăsta. Fac frumos, ies la asfalt, da, și ajung exact unde trebuie să aduc ăsta, trailer. Pe nou platou, să zic așa. Dar că până ajungem acolo mai durează puțin, că avem dificultăți pe drum. Am cam rămas. Hai ușurel. Hai, mă, faci mișto. Ce te-ai prins, bobițule? Nu cred că s-a prins remorca de lemnul ăsta. Oh, fuck.
Da, rămăsese înțepenit în lemnul ăla. Căzut. S-a mai întâmplat de nenumărate ori. Dacă aici apare apa mică. Bine, se vede și pe hartă clar că putem să trecem, așa că nu avem de ce să ne facem griji. Perfect. Cred că mergea și mai în față și că nu pare așa adânc râu, dar nu pot să știi. Am șurel. Încet, încet ne apropiem de noul platou. Trebuie să nu mă răstorn. Ce ai făcut bobiță cu remorca asta aici? Găsit un nou trailer. Asta o să ne fie de folos pe aici. Gata, hai că a rămas. Am rămas înțepenit. Da, cum ziceam, remorca asta cred că ori e vreo misiune care trebuie să facem ceva cu ea. Am văzut că are și pătrățelul acolo. Dar n-am mai intrat să-l activez. Cred că s-a proptit remorca în piatră. Stânca aia acolo. Și nu mai puteam s-o urnez din loc. Bun, hai că încet, încet i-a dat drumul. Ce tot dă el așa? A, atinge jos. Că pe aici e destul de întunecată zona, hai să îi dăm așa pe zi. Din păcate n-am low plus, le dau pe low plus, dar o să merg așa. Deși mai schimbă el la trepte, la alea, da. Am șurel. Am aici e nasoliu. Ha? Ba nu. Mă gândeam că e nasol acum. Dar m-am descurcat chiar foarte bine. E, uite aici e. Unde nu crezi, acolo e. Aparent. Bun, aici facem stânga împrejur. Am luat-o mai de-a drept așa. Trebuie să încerc să nu iau urmele, să nu copiez urmele. Pentru că dacă țin urmele, camionul o să intre pe, o să adâncească pe urmele alea și trailerul o să lovească în coama aia care rămâne între. Stai, pe unde trebuie să ia? A, dețin drum. Uite și aici un ăsta, un contract, dar nu mă mai bag. O să mai iau eu din ele pe parcurs. Reactivate. Aici o să optez mai pe dreapta. Așa. Ăsta e nou platou de filmare? A, nu ăsta peste râu, ci drept în față, undeva mai în față. Sau traversez, că nu-mi dau seama. Ăștia o să-mi pună probleme aici. A? Să-mi pună? Nu o să-mi pună. Hai că am trecut bine, l-am încălecat cumva. Ia să vedem aici cum mă descurc eu. Aici cred că o să fie o problemă. Da, exact cum spuneam. Sper să se rupă. Nu! Bă, ce-a furisit e, uite-te la el. Hai, mă, faci mișto de mine. Păi și tu de ce nu te mai îndrepți acum? Ai rămas așa? Așa vezi.
Mi-ai dat aici panică. Bă, destul de dificil cu camionul ăsta. Din cauza asta. Pe viitor să știu să nu mai folosesc la remorca asta. Să folosesc un camion ceva mai înalt. El așa e potent, are putere, are forță, doar că... Garda la sol. Garda la sol lasă de dorit. Bă, dar mai e mult până ajung? Deja merge ceva timp cu trailerul ăsta. Mai pe dreapta. Așa. Perfect. Hai sus, hai sus. Mamă, dacă avea un low plus e bun era. N-am. Am în zăpada asta, o să am probleme aici. Mai e și un căpăcel căzut. Dar o să loculez mai pe dreapta. Da, cum spuneam, o să am probleme. Trebuie să loculez puțin pe aici pe dreapta. Aia zic. Hai mă! Se prinsese remorca iar în ăla. Asfalt! Suntem asfalt! A, da, ajungem la platou. Mă, în dreapta trebuie să fac, nu? Un pic dreapta și... După aia intru în... Intru acolo la platou. La noul platou de filmări. Aia zic. Hai băieții! Hai că vin aici cu transportul. Pregătiți-vă. New trailer. Ce new trailer am găsit? Remorcuța asta mică de aici? O, da! Asta e nouă. Remorca asta. Eu până acum n-am văzut așa ceva. Mamă, ce dezastru ăsta aici. Dar probabil că așa trebuie să fie. Cine știe ce filme fac ăștia. Bun. Hai să vedem unde lăsăm trailerul ăsta aici în spate. Și în sfârșit reușim să facem și noi misiunea. Fuck. L-am lăsat aici. Pus pe aici, pe stânga. Vreau să mă ușor puțin pe aici, în zona asta. Să vedem ce e pe aici. Am văzut și un contract. Ia să vedem. Da, cu siguranță o să mai avem misiune aici. Avem un task, hai să-l luăm. Redbed, nu știu ce. Da, și cam atât. Bun, băieți, păi o să rămân și eu aici cu acest episod. V-aș ruga să nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video dacă v-a plăcut și să nu uitați să lăsați un comentariu că mă ajută foarte mult. Eu am fost Osenka Games și până data viitoare v-am salutat. Pa, pa!